Bună ziua, dragilor! Bine ați venit sau bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, sunt aici să vă reamintesc cât de puternici și magnifici sunteți. Vă rog să luați în considerare dacă este o citire generală, că nu poate rezona cu toată lumea. Luați doar ceea ce vă ajută pe voi, mesajele care vă sunt de real ajutor și ce nu, lăsați deoparte. Voi face citirea pentru întreaga săptămână astăzi, să vedem care este energia ce ne înconjoară pe parcursul acestor zile. Înainte de a mă uita în tarot, haideți să vedem care este tema. Ne apropiem cu pași repezi de eclipsa de soare, care va fi una chiar profundă. Sper să reușesc să fac o etalare și pentru asta. Eclipsa de soare, bun, nu este o lună plină pe 25 octombrie, va fi o lună nouă, dar va fi o lună nouă care are cumva conotații de închidere de ciclu și de noi începuturi. Și aici, în această săptămână, este vorba despre închideri de capitole, lucruri care nu ne mai servesc, să ne eliberăm de lucrurile care nu ne mai servesc, poate de persoane, dar știu că sună urât, dar nu la nivelul acesta, să închidem emoțional niște discuții, poate niște așteptări, să renunțăm la ele, pentru că suntem sprijiniți de energie, de frecvența care ne înconjoară, să facem acest lucru fără efort. Va fi o lună în care, să spunem că efortul nostru de a avea mai multă grijă de noi, de a ne simți bine, este unul răsplătit, susținut de energia în care suntem, în care ne învârtim așa. Haideți să vedem. Relație de iubire și relații în general, plan financiar sau material și sănătate sau stare emoțională. Relațiile noastre, ia uitați aici, două cărți pe dos, eu nu citesc, dar asta îmi spune că o relație este la sfârșit pentru unii dintre voi, sau că nu neapărat de iubire, dar o relație poate cu cineva, o relație de prietenie, orice fel de relație, un parteneriat de orice natură este la sfârșit. Dacă vorbim de dragoste sau ceva, nu mai funcționează aici. Și tema principală a acestei luni, a acestei săptămâni, ne spune că este un moment prin care putem să renunțăm, putem să dăm drumul efectiv acestor trăiri, să ne mulțumim, să ne vedem valoarea, să înțelegem că nu ne definește nicio relație, nici un parteneriat, nici o relație de iubire, nici un prieten, nici cineva din familie și așa mai departe. Dacă lucrurile nu funcționează, dacă nu ajungem la niciun fel de numitor comun, dacă nu ne aliniem în vibrația noastră, pe nicio frecvență, în sfera aceasta a relațiilor, este mai bine, cel puțin pentru o perioadă, să renunțăm la așteptări. 9 de monede vorbește despre am fi bine mie, am fi bine singur, a ști cine sunt, care este valoarea mea, mă împlinește simpla mea prezență, mi-e bine cu mine și nu mă mai las afectat și impactat de ceva ce nu funcționează, nu mai țin cu dinții. Vedeți cum sunt aici? Era cineva se uita către viitor, cineva se uita către trecut, iar aici îndemnul acestei săptămâni este acela de a te uita către viitor, pentru că singur ți-l faci prin deciziile pe care le iei în fiecare zi. Clădește-ți viitorul de astăzi pentru mâine. Dacă le întorc așa, atunci aici avem o posibilă dramă, aș putea spune, emoțională, pe care o aveți de ceva perioadă, o conexiune pe care o considerați extraordinar de profundă, posibil să nu funcționeze. Mai există și scenariul fericit în care, în sfârșit, după atâta vreme, lucrurile vor începe să funcționeze fără efort pentru voi, pentru că în sfârșit
ați înțeles niște lucruri esențiale și vitale, că sunteți bine sau ați avut grijă de voi, ați lăsat persoana aceasta în pace și ea s-a putut materializa, s-a putut apropia de voi cu iubire, așa cum a trebuit, într-un moment perfect aliniat. Aș putea spune că persoana aceasta, să știți, pentru unii dintre voi, în sfârșit vine către voi la nivel emoțional și la nivel afectiv, așa cum aveți voi nevoie. Dar înainte ca acest lucru să se materializeze, este nevoie să încheiați ceva, niște așteptări emoționale, să vă liniștiți un pic. Să clarific un pic această dinamică aici profundă. Iată, în sfârșit lucrurile vor funcționa bine. Veți avea vești și semne de la persoana cu care voi sunteți într-o relație sau pe care o iubiți, că lucrurile se îmbunătățesc, da? Persoana aceasta vine către voi și veți simți, cel puțin săptămâna aceasta, poate nu definitiv, acum nimeni nu știe, v-am spus că viitorul nu este scris, dar cel puțin în această perioadă veți simți că lucrați împreună ca niște parteneri, că vă corespund, că vă împărtășesc și ei sentimentele și va fi o săptămână destul de ușoară, fără efort, la nivel emoțional. Va fi o săptămână de împlinire emoțională. Persoana asta vă răspunde conform așteptărilor la sentimente, pentru unii dintre voi, evident. Mai departe, pe plan material financiar, sunteți îngrijorați de serviciul pe care îl aveți unii dintre voi și vă gândiți care este următorul pas pe care vreți să-l faceți. Asta pe de o parte. Unii dintre voi vor un serviciu nou. Știu că s-ar putea să dureze o perioadă până când obțin ceva mai bun, este necesar să dați drumul la starea asta de anxietate, la starea asta de nervozitate care vă înconjoară, pentru a putea face aici un pas înainte și pentru a putea exista un progres, și anume de la 2 de băte să treceți către 3 de băte, care înseamnă materializare, soare. Simt nervozitatea, aceasta este o carte a lui Marte și este cartea berbecului. Deci simt o nervozitate că nu puteți face un pas înainte în tot ceea ce ține de planul material, fie la serviciu, fie la nivel financiar, fie la nivel de parteneriat, dacă sunteți într-o afacere, ceva aici nu funcționează bine. Pentru unii dintre voi văd instituții de stat unde trebuie să rezolvați ceva important major și nu știți cum să ieșiți din povestea asta. Fie datorați niște bani sau v-au venit așa niște amenzi de nicăieri, însă lucrurile trebuie să ajungă la un final. Săptămâna aceasta veți avea o claritate, se finalizează această stare, acest impas aici pe plan financiar pe care îl aveți și se lămurește un pic situația. Pentru unii dintre voi vă simțiți neapreciați la locul de muncă sau unora dintre voi nu vă este prelungit, nu știu, contractul de muncă, se gândesc șefii în ce direcție să o ia. Unii dintre voi, dacă aveți afacerea proprie, voi ați vrea să vă extindeți, însă aveți niște impedimente pe care nu le puteți controla din partea statului, a autorităților. Avem soarele. V-am spus că va apărea lumina. Cel mai probabil lucrurile se vor lămuri nu săptămâna aceasta, ci următoarea săptămână, cumva veți începe să vedeți mai multe soluții pentru acest impas în care vă regăsiți în acest moment. Și aici avem Regina de Cupe. Posibil
posibil, posibil, această provocare pe care voi o simțiți aici să afecteze cumva parteneriatul, da, în care sunteți, dar și la nivel emoțional, pentru că se repetă Regina de Cupe. Nu aveți de ce să vă îngrijorați, iar dacă vorbim despre un serviciu, cred că șeful, șefa, superiorul imediat și așa mai departe, deși voi sunteți îngrijorați, vă vor valida, vor veni către voi și ceea ce pe voi vă nemulțumește va fi văzut, punctat și rezolvat. Da, iată. Și veți avea o alegere de făcut, îndrăgostiții. Armonie. Să știți că lucrurile se rezolvă, cineva va lua decizia corectă aici, în această săptămână, iar modul în care se așează lucrurile pentru voi, pe plan financiar, în funcție de această decizie importantă pe care o veți lua, cu sprijin, cu sprijin, cineva vă va sprijini, vă întinde o mână de ajutor, veți ieși învingător, veți reuși să treceți peste hopul acesta. Iar la nivel de sănătate, oh, oh, ce bine e! Aici avem cavalerul de spade, o acțiune, dacă ați mers, nu știu, la analize, atunci analizele au ieșit destul de bune. Unii dintre voi ați scăpați de ceva nu cronic, nu știu medical cum sunt lucrurile acestea făcute, dar vă vindecați de ceva. Cel puțin, ok, dacă e ceva cronic, poate nu de tot, dar veți avea o săptămână în care vă veți simți foarte bine, foarte bine. Starea voastră emoțională va fi una stabilă, psihicul vostru, veți avea vitalitate, vă veți simți mai ancorați, mai stăpâni. În consecință, și corpul vostru va reacționa mai bine, pentru că psihicul vostru aici va închide niște gânduri, da? Niște gânduri se liniștesc, niște gânduri se așează, nu vă veți mai face atâtea scenarii. Dacă vorbim despre sănătate, atunci unii dintre voi scăpați de o răceală, da, ceva ce a fost la plămâni, de o tuse, poate, vă veți simți bine. Asta este ce pot să vă spun la nivel de sănătate în această săptămână. Veți sta bine la nivel de stare emoțională. Cu cavalerul de spade aici, este important să vă liniștiți un pic gândurile, da? Toate lucrurile vor funcționa pozitiv pentru voi dacă veți fi calmi, calmi și foarte calmi. Iată, 9 de bâte vorbește despre o rană din trecut care acum se vindecă sau ceva din trecut care mi-a dat foarte multă bătăi de cap și m-a rănit, că e fizic, că e emoțional, acum se vindecă, acum mă voi simți mai bine, săptămâna aceasta vă veți simți mai bine, poate vi se ia atenția de la aceste aspecte prin alt eveniment important, dar High Priestess, ceva ce nu știți, da, aici, cred că unii dintre voi, efectiv, cu Marea Preoteasă aici, vă veți vindeca singuri, ajungeți la niște concluzii sănătoase, luați niște acțiuni, pentru că avem o carte a acțiunii aici, rapid, care vă vor îmbunătăți starea emoțională, starea psihică și starea de sănătate efectiv. Ceva vă vindecă aici, vă vindecați singuri după o perioadă lungă de convalescență. Cavalerul de monede. Prin a vă hotărâ să luați lucrurile mai încet, prin a deveni mai înțelepți, prin a apăsa puțin frâna în toate cele ce le doriți. Asta este sfatul, acesta este sfatul pentru săptămâna aceasta, dragilor, să luați lucrurile mai încet, să luați lucrurile așa cum vin, pentru că vă veți simți extraordinar de bine dacă nu veți avea acea agitație interioară ca de obicei acolo. Ca semne avem puternic, puternic, Scorpionul și Taurul, Capricornul și Racul.
la relație și peștii pot fi. La planul material avem gemenii, taurul, berbecul, soarele sau leul, da, leul, scorpionul și gemenii. Iar la planul sănătății avem balanța, săgetătorul, taurul, din nou săgetătorul, peștii și fecioara. Eu zic că este minunat ce se petrece aici și că este o săptămână în care se va vedea o îmbunătățire pe toate planurile. La nivel de relație, avem aici să zâmbiți căci frecvența bucuriei atrage după sine bine. Dacă starea voastră emoțională, dacă în relație veți fi liniștiți și mulțumiți, orientați către voi, să știți că din voi va fi emanată iubirea care implicit va fi resimțită de omul pe care voi îl iubiți. Iată. Să ne bucurăm de viață, să iubim și să râdem. Este o săptămână, dragilor, în iubire pentru voi, în care realmente persoana la care vă gândiți voi va simți așa să vină către voi ca la miere, ca la bine. Va veni către voi așa cum voi vă doriți. Aici, la nivel de plan financiar, avem un mesaj. Situația care a fost inițial zgomotoasă, da? Ia uitați, dacă ați fost un pic nervoși și așa mai departe, veți schimba acest lucru cu ajutorul unui om care are energie masculină predominantă sau foarte puternică, că vorbim de femeie, că vorbim de bărbat, cineva foarte determinat, cineva mai puternic, așa, când spuneți, chiar dacă vă gândiți la un bărbat, chiar dacă vă gândiți la o femeie, spuneți, e un om puternic sau e o femeie puternică. Ei, iată, cineva care are aceste calități, vă întinde o mână de ajutor și reușiți să treceți peste acest impas, de natură financiară. Unii dintre voi cu copiii, pentru copii sau copiii voștri au nevoie de bani sau sunt implicați în ceva, aș putea spune și un proces pentru care așteptați o înfățișare, dar care va avea rezultat pozitiv pentru voi. Și aici spune că așa cum vă doriți voi să se întâmple, așa se va întâmpla. Dar cum vă doriți, conștient, dragilor, că subconștientul la noi lucrează și de multe ori materializăm fix lucrurile de care ne este teamă. Deci aveți grijă la gândurile voastre aici. Mare grijă. Iar aici, la starea emoțională, spune că aveți foarte multă protecție, că vă veți simți foarte bine fizic, da? Și avem delfinii, iubire. Deci este o săptămână în care vă veți simți foarte bine la nivel emoțional. Văd aici și o relație armonioasă cât de cât în familie. Dacă ați avut ceva conflicte cu copiii, acestea pot începe să se aplaneze. Cineva care v-a rănit foarte mult, pe care îl iubeați, îl stimați, ca și când ar fi aproapele vostru, parte din familia voastră, relațiile aici se îmbunătățesc, iar acest deznodământ favorabil vă va face să vă simțiți foarte, foarte bine, foarte dinamici. Și o carte ca sfat general, nu știu eu pe astea că era prima și n-am ținut bine setul. Sfat general. Ciocanul se reconstruiește ceva, da? Ajungeți la un sfârșit de ciclu,
prin care v-ați sabotat singuri, se reia un alt ciclu în viața voastră, intrați pe o frecvență a binelui, însă este important să vă eliberați de lucrurile care nu vă mai servesc și de tiparul pe care în general îl alegeați. Da? Dacă, nu știu să vă dau un exemplu, dacă eu de obicei mă enervez repede, îmi dau seama că eu de obicei mă enervez repede și încerc cu pași mici să schimb lucrul ăsta, să fiu mai calm. E pur și simplu un exemplu. Și acest lucru aici spune că veți putea să lucrați la tiparele vechi, la lucrurile pe care în mod normal le făceați sau să îndreptați anumite lucruri care până acum nu au funcționat favorabil pentru voi. O săptămână foarte bună pentru toată lumea aici. Sper să reușiți să-l intrați în această vibrație pozitivă și să beneficiați de tot ce este mai bun, dragii mei. Cam atât pentru voi. Să aveți o săptămână ușoară, minunată, să ne reauzim cu bine. Multă sănătate și iubire vă doresc. Pa, pa!